Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Suntem pe Elm Creek și vreau să vă arăt cum am transformat bucata asta de fermă. Pentru că jumătate din hartă, practic, este ferma mea și am lucrat, dacă mai țineți minte, în episodul trecut am pus acest silos foarte mare și cam atât. După care am făcut un picuț de curățenie pe aici pe acolo. Dar vreau să vă arăt în ce hal a ajuns, bineînțeles, mai e de bine, ferma mea arată absolut incredibil de frumos. Hai să zburăm. Cred că este mult mai fain dacă vedem de sus ce am făcut aici. În primul rând avem silozul ăsta mare și vă rog să observați cum am pus al doilea siloz, este fix în drum, adică ăsta. Aici ar trebui să punem noi chestii multifruit, gen... Aș vrea să-mi țin paie, fân și iarbă în ăsta, iar aici toate tipurile de grâne. Pe partea asta. Nu știu dacă suportă și rădăcinoase, dar avem în partea aia niște rădăcinoase. După care, dacă ne uităm de sus, putem să vedem drumurile pe care le-am făcut. Venim așa, după care facem la dreapta, am lăsat drumul așa, poți să intri la acest silos, dacă nu-ți continui drumul la silozul cel mare cu încărcare și descărcare, după care tot în față, unde ajungi în cealaltă parte a fermei. Partea interesantă este că odată ce ai trecut podul dinspre partea a fermei, ai două drumuri. Unul care duce către siloz și în cealaltă parte a fermei, iar altul, ca să avem și noi delimitare aici, duce la fabricuțele din dreapta și oițe, adică astea de acolo. Ce am mai adăugat este un gard. Exact, lipsea ceva și încă mai lipsește. Vreau să vă prezint ideea pe care o am pentru acest clip. Am pus acest gard, mi s-a părut mie decent, adică să nu fie nici foarte profi, gen să nu pară foarte fals. Dar totodată să nu pară nici foarte fals în sensul de modern, în sensul de a avea, eu știu, gen partea de jos cu cărămizi, după aia sus niște guard view. La fermă nu pui așa ceva, la fermă vrei să fii practic, dar totodată arată bine. Îmi place cum arată, este un gard custom și l-am pus pe toată suprafața, dar am lăsat liber aici bucățile astea. Am și poartă pentru gardul ăsta, dar am considerat că nu este nevoie, mai ales că avem niște utilaje foarte, foarte mari. Aici, dacă mai țineți minte, era fabrica de zahăr pe care o vom pune în altă parte, dar aici am refăcut drumul. Deci aici era o problemă mare, mare de tot cu drumul. Cred că încă trebuie să mai smutuiesc un picuț zona, dar în principal este terminată, iar aici am făcut niște mici decorații și un mic, mic gârduleț viu, dar astea sunt doar plante, mai măricel plantate și o lecușe. Mi-a venit o idee foarte interesantă, zic eu. Și anume, noi aici, dacă ne uităm de sus, avem câteva parcele verzi rămase. Și am parcela asta mare aici și mă gândeam să ar și să plantez niște grâu ceva și să-l avem tot timpul aici. Pentru că este o fermă. Mi-ar plăcea să avem și mici grădinuțe pentru, hai să zicem, gen angajați. Aici avem storage-ul de baloți rotunzi de silici, iar aici am pus niște baloți de paie. Așa că trebuie să umplem și zona asta. Avem și una și cealaltă. În partea asta mai refăcut niște drumuri și urmează să ne jucărim cu tot ce vedeți voi în față. Acum hai să vă arăt cum o să fac zona asta. Practic aici am un hambar de rădăcinoase, după care aici am pus fabrica de zahăr. Pentru asta avem încărcarea în spate aici, activarea tot acolo și descărcarea unde descărcăm noi gen 300 de zahăr, spre exemplu, sau sfecla de zahăr, putem să o facem aici. Ei bine, pentru treaba asta o să facem o mică decorație. O să ne ducem la painting și aici o să elimin cam toată zona, așa că o vom colora pe toată. Este că brașul poate fi făcut mai mare, dar se pare că funcționează foarte bine. Regula, după care avem aici de asemenea tot un picuț închis. Știu sigur că o să vin așa. După care voi face dreapta și ne conectăm cu drumul ăsta foarte, foarte mare. Bun, acum, ca să vin să descarc, va trebui să venim pe partea asta și o să fac un drum în față și circular. O să mergem pe lângă, aici o să creăm niște iarbă, o să vedeți într-o secundică la ce mă refer. Așa că o să venim așa. Bun, este în regulă. După care vom conecta, deci dacă ieșim așa, conectăm cu drumul ăsta. Aici o să închidem
Și aici un picuț mai pe rotund ca să avem gen spațiu, zic eu că este în regulă. Bun, și în momentul de față am creat zona asta mai liberuță, o lecușă. Aici o să închidem, o să vin așa pe rotund și avem un picuț de flocarism cole așa, după care o să mai băgăm un picuț și aici. Așa că îi dăm un pic pe margine, trebuie să avem și o estetică. Pă da cum? Și ăsta este drumul, în regulă. Aici nu ne trebuie ceva estetică. Ia să vedem dacă pe partea asta putem să punem. Da, pe aici sunt bines. Mi-ar plăcea totuși, deci eu vin așa. Mi-ar plăcea totuși să am aici ceva făcut de genul ăsta. Trebuie să spar cu verde, pentru că mi se pare prea mult pietriș, știi? Și de obicei când am mult pietriș, atunci este oportunitatea perfectă să bag și niște verde. După care aici, evident, băgăm niște plante. Aia a fost. Și de asemenea, pe partea asta, asta la rădăcinoase. Gen, n-am cartofi aici, spre exemplu. După care, deci ieșim pe partea asta. Aici avem liber. Aici venim și încărcăm. E, aici, spre exemplu, mi-ar plăcea să fac ceva. Am făcut o groapă. Am vopsit-o în câteva feluri și o să mai băgăm un pic de iarbă și aici pe partea de jos. Asta este și iarbă de pădure de asemenea și acum arată așa. După care o să ajungem la plants, pentru că da, trebuie spuse prima și prima dată. Și o să pun câteva d-astea mari, câteva medii, foarte multe gen micuțici din astea. Ca și cum e un mic heleșteu, știi? După care o să venim și cu niște iarbă. Cred că un pic o ceva pierdut pe aici pe colo. Au crescut și niște plante colorate chiar. Aici să facem un cluster. Și asta. După care ne ducem la decorations și ar trebui să avem la others o grămadă de paneluri din astea de apă. Acum să vedem care dintre ele se potrivește. Avem unul mai pe lungime așa, dar este prea scurt. Ok, unul mai lung, ia să vedem. Aha. Hai să-l întoarcem. Acum mai venim de acasă. S-ar putea ca și ăsta scurtă să funcționeze foarte bine, dar se pare că merge bine. Bun, și după aia umplem. Stai să vedem un picuț mai de aproape. Deci, cred că cam așa. Boom! Ha-ha! It works! După care un picuț de landscaping pe margine. Foarte, foarte puțin. Și am făcut aici o băltoacă. Inițial am vrut să fac un giratoriu, dar după aia mi-am dat seama că, bă, giratoriu am tot făcut pe aici. Hai să facem ceva un picuț mai special, zic. Și cred că se potrivește foarte bine. Finalizat! Avem aici heleșteul, în paranteză, nu știu sigur dacă este heleșteu. Din păcate nu pot să pun pești, mi-aș fi dorit să pot, dar nu merge. Acum, mi se pare tot un picuț cam plat. Adică arată foarte frumos, dar tot parcă nu este suficient de mult verde. Așa, da? Am pus aici vegetație, am pus câteva bușuri de-astea, cum se numesc, mă, boscheți. Am câțiva boscheți, avem pe aici câteva bucățele de-astea de beton ca să mă împiedice să cad în apă, pentru că da, putem pierde acolo tractoarele. Am pus o grămadă de copaci de-ăștia, mai am decât 46.000 de euro pe aici pe acolo, după care și pe aici am pus. Aici, spre exemplu, vreau să vin cu un gar și să delimitez zona. Sper să mai ajungă de bănișori, pentru că avem zona de cale ferată și niciodată nu intru pe aici, că nu am de ce, bineînțeles. Și mi se pare o idee foarte, foarte bună să facem un gard. Și pentru că avem gardul ăla deja ales, aș face similar sau poate, ia să vedem, ăsta toate 100 de euro. Îmi place ăsta, îmi place chiar așa gen, pare ceva așa mai temporar o lecușe, știi? Și dacă venim, să vedem de unde trebuie să fac, din stânga la dreapta. Și dacă venim de aici, ia să vedem cât îmi ia. Sper să nu-mi ia foarte, foarte mult, până în bușul ăsta aș face. Relativ drept, deci vine cam așa. Poate un picuț sus.
Cam așa. Bun. Awesome. Și avem aici și un gard. Nu, nu putem să trecem de el. Și oricum acolo e calea ferată, ne apără. E un picuț mai logic, aș putea spune, știi? Aici am mai pus încă un copac foarte mare și ușor, ușor zona parcă a luat culoare. Acum, avem tot spațiul ăsta verde pe care îl vedeți aici. Nu este de decorat, pentru că am tot decorat, da? Avem drumuri făcute, avem flori puse, avem de toate. Uite ce frumos am făcut aici, gen. Nu e un girator, dar sunt niște drumuri așa foarte frumos plasate. Acum, cu bucata asta de apă foarte drăguț, să spun eu, aici, avem delimitare și dacă putem să trecem, dacă vrem să trecem rapid dintre rădăcinoase, să intrăm la, aici pe la baloți, eventual putem să o facem rapid, dar ne rămâne bucata asta, dacă observați voi cole așa. Am un plan. În primul rând trebuie să mutăm cisterna asta de aici. Să vedem dacă ne mai trebuie, știi? Că momentan cam stă degeaba, dar... Oh, 7 tone de lăptic! Not bad at all! Let's go! Bun, aici constat că ar fi foarte bine dacă am pune un garaj. Acum o să cuplez un plug. Ați auzit foarte bine. Încerc să-l cuplez. Mamă, ce viteză are asta! Jesus! Și venim pe partea asta. Hai să deschidem el plugusul. Și acum vine partea interesantă, pentru că tipul ăsta de decorație, na, dacă vrei, eu nu l-am făcut niciodată. Mi-a venit ideea asta, eram pe afară și alergam și, na, când alergi, n-ai așa la multe lucruri la care să te gândești. Și mă gândeam cum să decorez ferma asta mai interesant și atunci mi-a venit marea idee, să zic așa, pe care o vom pune în practică de aici. Punem jos. Și avem Allow Create Fields de pe Y și acum vom merge. Ideea următoarea, și asta e partea cea mai interesantă pentru mine, nu trebuie să fie deloc perfect terenul, ba mai mult, cu cât mai imperfect, cu atât mai bine. Las pe dreapta un picuț de buză de iarbă, iar acum terenul este proaspăt arat. Iar acum plantez grâu. Yep. O să dureze un picuț, dar nu și pentru voi, pentru că tocmai ce am făcut offline tot terenul. Asta este ultima parceluță și în 3, 2, 1 l-am terminat. Hai să vedem cum arată finalizat. Pentru asta va trebui să dorm și să dau timpul pe rapid aproximativ 3 zile, cam așa. Sper doar să nu ajung pe minus. Asta este singura mea problemuță în momentul de față. Acum vine treaba, sunt la a doua zi, data, am avut 10.000 în cont și probabil o să fiu ușor pe minus acum. La a doua zi, anul 24, nice, property income, frumos așa. Îmi ia 10.000, wow, pe utilaje închiriate, trebuie să mai renunț la ele. Am foarte multe în momentul de, wow, lelei, am prea multe, dar îmi vin bani în fermă din, bineînțeles, venituri pasive și asta îmi acoperă consumul, ceea ce este absolut, absolut genial. Aici pare iarbă, tot trebuie să mai dau timpul un pic pe rapid. A trebuit să mai dau pe rapid încă 4 zile, exact, a trecut cam jumătate de an în joc, nu mai am loc de paleți. Se vede pe FPS-ul ușor scăzut pe aici pe colea, deci dovadă că s-au spawnat foarte mulți paleți și sunt în datorie cu 174.000 de euro. Deci o să trebuiască să-i facem, probabil din livezi o să facem asta, dar totul pentru asta. Ia uite ce avem aici, avem teren proaspăt plasat de grâu. Și mi se pare o decorație foarte, foarte miștoacă. Chiar dacă poate părea așa gen, bă, nu știu, în fermă, da, pentru că este ferma agricolă și mi se pare super, super tare să avem grâu în ferma agricolă. Acum, flori tot am pus pe aici, dar așa mi se pare foarte, foarte miștoc. Genial, absolut genial. Nu știu cu ce să o decorez pe asta. Mai departe m-aș duce. Aș mai plasa grâu și pe aici. Îmi place că este altă culoare decât verdele și când practic te miști pe aici, când mergi, e fain. Se vede foarte, foarte bine. Aute ce avem aici, let's go! Pere, lămâițe, avem de toate. Știm deja cum om să îmi refac aici datoria și de asemenea să-mi refac și bugetul, nu? Aute ce avem. O grămadă de fructe. Aici trebuie să mai scoatem o leacă, cu siguranță mai avem loc. Deci FPS-ul meu în momentul de față este chinuit la maxim. La maxim, mai avem 18 tone. Gorgeous. Și toate vor veni aici. Cred că voi face suficient să cumpărăm și un nou garaj. Oh, nu mai pot să mai iau în față pentru că am gard.
Vezi, asta mă forțează să joc și cum trebuie și da, îmi cer scuze de FPS-ul ăsta, dar o să se rezolve în câteva secundele, atunci când o să mergem să vindem astea. Cred că trebuie să fac o poartă aici. Cred că trebuie să facem un pic redesign-ul la zona asta. Am început aici și aproape ne-am revenit cu bugetul. Deci FPS-ul era cel mai mic, a ajuns la 12. Ceva rău, ceva foarte, foarte rău. Deja suntem pe plus, hai să facem bani suficienți încât să cumpărăm și un garaj. Și cred că ne ajunge. Avem 200.000 aici și avem un total de plus 245.000 de euro. Nice! Aici trebuie modificată un pic zona și dacă venim de aici ar trebui să șterg fix două bucăți d-astea. Nice! După care luăm pe decorations și căutăm poarta. Stai să văd care era, că nu mai țin minte. Parcă am trecut de astea. Chiar nu mai țin minte și este nu prea se văd atât de bine. Oh, gata, iau-te-le! Let's go! De la stânga la dreapta, collides one another item. Păi, da. Și este foarte bine să fie așa. Ia uite ce avem aici. Este finalizată. O deschidem să-i facem inaugurarea. Voila! Trebuie doar să vopsesc un picuț aici cu niște pietriș și cam aia a fost. Acum am văzut pietrișul care a rămas nerezolvat. Am făcut drum. FPS-ul suferă, deci trebuie să mă uit să văd ce paleți am eu spawnați. Și o să facem așa trecerea de la... O să fie cu un pic de ierbuță, știi? Că zona asta nu este foarte folosită, uzată de către mine. Avem îmbinarea terenului perfect, perfect, absolut minunat cu strada, pentru că aici trebuie să fac un picuț mai moale, mai în jos așa o leacă. Dar aici e în regulă, da, deci îmi sare FPS-ul pe aici pe acolo pentru că sunt foarte multe spawnări în momentul de față. Porțile vor sta cam tot timpul așa, hai să facem și un test, zic. Xerionul, desigur! Ăsta este terenul de grâu și când vin pe aici, hai cu FPS-ul astăzi! Venim în față, trebuie să-l suport un picuț. Și după aia am ieșit, iau te, pac, și mă duc în partea cealaltă a fermei mere pe podul ăsta. Acum am acces prin foarte multe zone. Iar pentru garaj avem ceva de genul ăsta, costă decât 10.000 de euro și dacă îl orientez eu perfect paralel cu silozul, mamă, deci trebuie să vând din materiale imediat. Pentru că FPZ-ul! Și pe asta o să-l punem în mijloc, o să fie fix aici, cu un pic de spațiu în stânga și în dreapta. Boom! Joacă-o pe asta. Hai să vedem dacă avem zona deformată în vreun fel. Nu pare, poate un pic aici, nu prea îmi dau seama, hai să vedem, pentru că o să trebuiască să pictăm o lecușă, așa că painting și, păi nu pare cine știe ce, și așa arată plasat, tare sau ce, da, avem drum și pe acolo prin spate, aici de asemenea ne băgăm noi utilajele, pentru că da, avem foarte, foarte multe, noul teren cu grâu, lipsă FPS, uite, mai vine FPS-ul din când în când, deci foarte, foarte dubios, uite cât de fain arată zona asta cu silos pe care am făcut-o aici și în care mai am niște spațiu în zona asta de pus lucruri și da, o să mai punem lucruri, nu ne oprim aici. În sfârșit am și eu multă lână, ia uite ce avem pe acolo, de asemenea să știți că aceste două grajduri de oi trebuie și ele refăcute. Am un plan, știu cum vreau să fac aici, dar asta o să rămână pentru un episod viitor. Momentan vreau să rezolv partea care a fost foarte neîngrijită de către mine foarte mult timp. Mă duc să rezolv problema cu FPS-ul, pentru că cu siguranță este de la fructe. Nu știu dacă mai am aici ceva, posibil să nu mai am, mai am câțiva, dar știu că am foarte multă miere. Deci am 12, acum 30, dar am avut 12 FPS-uri până acum și în față. Am foarte mulți paleți cu miere, like, enorm. Nu știu dacă am avut vreodată atât de mulți. Plus, avem acolo, cred, ar trebui niște piersici spawnate. Uite, aici, spre exemplu, am un 16 FPS-ul. Joaco pe asta. Problema nu este că sunt mulți paleți, ci problema este atunci când acești mulți paleți cad. Și unul îl mută pe celălalt, altul este mutat de ăștia doi și așa mai departe. Și atunci jocul nu poate... Oh, am 15 FPS-uri! Nu poate gândi toate aceste mișcări dinamice care depind una de cealaltă și atunci intervine lipsa de FPS-uri.
Ca să vedem magia aici, avem 20 de FPS-uri. Am avut până în momentul de față vreo 12, dar am plecat din zona în care încă mai am niște miere. Deci avem 19. Hai să vedem cum se îmbunătățește FPS-ul când vindem mierea. Mierea se vinde foarte repede, deci nu ar trebui. Ia uite, deja avem 30 de FPS-uri. În regulă, mergem. 40 de FPS-uri, am ajuns și la această limită. 45. 50. Și acum avem 59 și putem să ne mișcăm. Avem și bancii drept, we are guciandos, dar uite cum se mișcă acum. Asta, fraților, nu este o limită a calculatorului, așa că dacă aveți lag pe harta sau seria voastră, pe harta voastră, pe ferma voastră, e bine, vă recomand tot timpul, vindeți sau băgați într-un depozit paleții. Paleții stând pe hartă produc foarte mult lag, foarte, foarte mult lag. Este o limită a engine-ului, a motorului de gândire al jocului. N-are nicio treabă cu calculatorul, deși calculatorul, bineînțeles, dacă este bun, ajută și pot suporta mai mulți paleți, dar o să ajungă și el la o limită în care pur și simplu nu o să mai poată să mai facă față. Iar aici, înainte aveam 12 FPS-uri și acum am 47, o să le luăm și pe astea, v-am spus. Problema este că sunt, uite, 60 aici, sunt claie peste grămadă, nu că sunt mulți paleți, ci că sunt orientați așa în toate părțile. Aiște zăbeleaua. Vreau să vă arăt intrarea, acum când mergem să vindem, să vedeți cât de frumos se vede. O să dezactivăm și punem kingile și chiar și când transportăm, acum avem un FPS superior de aproape 50. Hai să vedem acum intrarea. Asta îmi place foarte mult, trebuie să vin să refac și zona asta. Băi, am ajuns cu această fermă pe, pe praguri înalte. Facem dreapta, după care uitați-vă că din prima vedem culoarea noii zone și avem acolo garajul nou plus silozul ăla imens. Silozul mi se pare că face toți banii și o să mai cumpărăm doar pentru view. Iar aici avem gard, avem cabluri electrice și intrarea asta mare, care este o frumusețe. Nu am nevoie să mă duc la siloz, așa că voi intra pe dreapta, exact pacilea, și mergem să vindem. Deci îmi place foarte mult intrarea, coloristica, cum am pus și grâul ăsta pe dreapta, care, apropo, evident că nu o să-l recoltez niciodată, ăla este doar estetic pus acolo. Și ia uite ce frumos venim. Deci am o grămadă de planuri cum să îmbunătățesc zonele, o să le vedem în episoadele următoare. Și fraților, aici o să ne oprim și noi cu rezolvarea FPS-ului. Frumos. Și de asemenea, am mai făcut și niște bănișori. Logic, animăluțele mele, cred că în momentul de față mor de foame pentru că am dat timpul pe rapid 42-6 zile. Deci este prăpăd și vai de mine. Până data viitoare, v-am salutat, mai bine. Pa, pa!